icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu a însănătoșit-o în chip minunat pe Marina, prunca, cel de-al patrulea copil al familiei preotului Ștefan Răzvan și al preotesei Liliana Damaschin, a avut încă de la naștere canalul lacrimal de la ochiul stâng blocat și purulent. Suferința micuței, care ar fi trebuit să fie supusă unei intervenții chirurgicale în perioada următoare, a luat sfârșit pe 12 iunie 2022, când a fost închinată de către mama ei la icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu. Veni, toți credincioși, să prăznuim cu cântări duhovnicești minunile Maicii Domnului săvârșite prin icoana sa cea izvorătoare de mir de la Mănăstirea Hadâmbu. Pe 12 iunie 2022, icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu a fost purtată în procesiune în localitatea Ipatere din județul Iași. Aici s-a citit acatistul și s-a slujit aghiasma mică în prezența a sute de oameni. Rugăciunile celor prezenți, dar mai ales mijlocirea Maicii Domnului către tronul Preasfintei Treimi, au fost ascultate, astfel că cerul a revărsat ploaie după o secetă de mai multe săptămâni. La finalul celor două slujbe, credincioșii s-au închinat cu evlavie la Sfânta Icoană, denumită Făcătoare de Minuni, de către cei ce au primit răspuns la cererile lor. Printre cei prezenți la acest popas duhovnicesc s-a numărat și familia preotului Ștefan Răzvan Damaschin de la parohia Drăgușeni, județul Iași. Părintele Ștefan a venit să înalțe rugăciuni către Maica Domnului împreună cu preoteasa Liliana și cu cei patru copilași. Mezina familiei, Marina, a fost închinată la icoana Maicii Domnului de două ori de către mama ei pentru a-i vindeca ochiul stâng. Aceasta deoarece canalul lacrimal era blocat și purulent încă de la naștere, provocând suferință. A doua zi după închinarea la icoana Maicii Domnului, părinții au observat că secrețiile din ochiul micuței nu se mai formează. După câteva zile și-au dat seama că rugăciunile către Maica Domnului le-au fost ascultate, întrucât afecțiunea a dispărut prin minune. Astfel, Marina nu mai are nevoie de tratament zilnic și nici de intervenția chirurgicală. Parcă la început ne rugam foarte mult să scape de problema asta și am fost așa parcă necăjită că nu ne ajută Dumnezeu, dar după aia am continuat așa. Mergem, e operabil și mergem. Acum a fost o doamnă din Italia și a revenit, a văzut-o cu ochișorul așa și zice, măi, dar să-i faceți ceva, că chiar și pe timpul zilei erau lacrime cu bucăți de puroi, efectiv, acolo. Și zice, măi, dar să-i faceți ceva, și am zis că da, că termină Arseniu să fie a școală și mergem. Și acum au revenit și când au văzut, nu-i venea să creadă, toți se uita, dă să văd ochișorul ăsta, dă să văd ochișorul ăsta. Ei știa că l-au văzut și acolo. Canalul înfundat și ăla purulent era canal ocular. Chiar avem, încă din spital avem diagnosticul ăsta, ne-am dat pe proprie răspundere. Un canal lacrimal era înfundat și trebuia dezobturat. Puroia și-o puroia tot 2 ani de zile. Așa au fost cu problema asta. Și nu putem spune că a fost ceva care a dispărut un pic și așa, era evident și s-a dus, n-avea cum să dispară așa. De după ce am fost la Ipatele, noi ne-am închinat odată și apoi la urmă când dumneavoastră ne-ați invitat la masă, am zis, părinte, eu mă mai duc o dată și m-am mai dus o dată cu ea, lume multe și așa. Am pus atunci cu fața, am împins-o, nu știu cum, dar n-am avut așteptări. Ne-am rugat la Maica Domnului, dar n-am zis că o să ne vindece chiar așa, în mod miraculos, nici n-am zis, nici n-am... Am, să ne ajute pe mai departe. Am zis doar așa, dacă e cu putință. Da, să ne ajute, eu știu, pe intervenții, pe altele. Când vedea că mă duc și el de țări, nu mai suporta sau să mă sau crema, când de crema... Da, că știa, știa că pun crema pe pas cu șervețelul. V-am zis că ne-am mai rugat așa la Maica Domnului și am așteptat, parcă nu venea minunea și așteptam și parcă m-am și supărat așa și pe aia... Am zis, nu-i normal să gândesc așa, să aștept chiar să mi se făptească minunea, deși speram și știam că Maica Domnului poate lucrul ăsta să-l facă.
Și ne-am bucurat. A fost ceva, un dat neașteptat. A fost așa... Era îngrozitor când se trezea noaptea, dimineața se trezea, era lipit, efectiv, dacă nu avea un ochi. Era... Și oriunde ieșea în afară, un pic. Dacă ieșea afară, deja începea, îi curgeau lacrimi așa, un pic gât. Da, da, erau. Și dacă puroi curgea, erau cu galbe, cu verde, erau... Nu erau, erau... O leacă dacă bătea vântul iarăși și se lipea da. Repede ochiul. Erau tot timpul cu tratament după șervețele. Care e ochiul stâng? Da, aici am ochiul stâng. Oamenii din biserică știau, chiar au plâns, chiar s-au bucurat, au fost bucuroși. O luau în brațe, dă să-ți văd ochișorul acolo, să... Ei știau că avea probleme tot timpul. Știți că minunea asta pentru noi nu e ceva așa ca ceva științific, fantastic, e ceva... Ne-am mai trăit minuni, pe efect, faptul că ne-am întors în țară... Arsenii, iar arsenii că s-au născut eu minunii. Da, și... Că, la fel, au avut mari probleme cu sarcina. Noi trăim lucrurile acestea ca și cum, nu știu, parcă am comunicat, ca o comunicare, ca ceva... Ca o binecuvântare, că e bucurie mare, parcă nu spune vrenici de așa ceva, nu spune nici pe departe. Și ea, oriunde plecam, îi toaletam înainte ochiul și n-am normal, așa și nu... Dar îi revenea tot timpul, la o oră, imediat, la așa, bază și părintele, și la biserică, și când venea iarna, cel puțin, și când ieșeam, și în oraș. Da. Dar și toate rudele noastre știu și au văzut când le-am spus, nu le venea la credere. Cred că Maica Domnului are păsat multe daruri acum la ipatele. Am venit cu o doamnă credincioasă care e însărcinată. Care e însărcinată și avea probleme cu varicele, cu picioarele și a zis, eu nu mai minunez minunile Maicii Domnului, că știu că face minunile, că doamna Luminița. Doamna Luminița are vergeturi pe picioare și așa și nu mi se umflau picioarele foarte tare și a scris când a fost, nu este mai așa. Și am venit și cu o doamnă care ne face nouă prescuri și a zis că eu nu cred că pot să stau cu mine, mi este foarte rău. Și a venit, m-am simțit extraordinar, a fost foarte bine, s-a încărcat, s-a văzut că darurile Maicii Domnului nu au fost numai peste noi. Cred că au fost mult mai mulți oameni care ori nu-și dau seama, ori nu au conștientizat harul care pe care l-au primit acolo. La noi a fost mai evident și cred că ne-am și dorit lucrul ăsta și eram și presați și supărați. Când... De data asta noi nu am mai așteptat. Nu știu, ne-am închinat, dar nu am avut așteptări. Să ne ajute Maica Domnului, să reușim, că știam că oricum ne ajută Maica Domnului și nu trebuia neapărat să avem o dovadă evidentă. Toate că s-a întâmplat, exact așa a fost. Unii au fost care au zis, nu cred sau așa. Oricum, pentru noi nu contează lucrul ăsta, că noi știm și noi suntem bucuroși ca părinți, că noi ne-am, copilul nostru e bine. Dar nici n-am vrut să tăinuim, să ascundem. Trebuie să mulțumim și cred că spunând mai departe, uitați ce bine mi-a făcut mie Domnul, trebuie să mulțumim în felul acesta. Fiind trebuie să venim și noi la Maica Domnului, hai Domnul să mulțumim. Roagă-te, măicuță! Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, a aflat de cele întâmplate și a venit la Drăgușeni pentru a se întâlni cu familia părintelui Ștefan. Părintele stareț a mărturisit că icoana Maicii Domnului de la mănăstirea Hadâmbu a devenit făcătoare de minuni datorită rugăciunilor și privegherilor așezate în fața acesteia de-a lungul anilor, dar mai ales în vremuri de încercare. Eu auzisem de icoana Maicii Domnului și că a fost un stareț foarte rugnitor și evlavios, care avea o evlavie deosebită față de Maica Domnului, dar însuși părintele stareț eu a donat această icoană. Dar era foarte rugător, făcea foarte multă privegherie de noapte. Și era pe timpul comunismului, unde se adunau pelerini în toate zonele, satele, veneau securiște și îi fugăreau, pur și simplu se ascundeau prin pădure. Iar el propovădea din chiriuța de sus. Dacă știți unde am stat eu jos, el avea chiriuța sus, cămara unde am stat eu avea jos. Dar avea o evlavie extraordinară față de Maica Domnului, dar făcea privegherie în fața icoanei făcătoare de minuni. Și un bătrân care nu mai este în viață mi-a zis că l-a dus mama lui într-o pătură, sol, și l-a pus în fața icoanei și a zis, Părinte Iov, mi-a trimis sănătos acasă, eu îl las aici, eu nu-l iau acasă pe copilul ăsta. Și-a făcut privegherie toată noaptea și dimineața, mărturisit omul ăsta în față la toți, dimineața a plecat acasă, copilul. Un soare puternic care a pătruns asupra icoanei, de o luminată icoana, nu știu, eu cred că cei care au fost martori, că au fost sute de oameni, deseori curgea mire exact după privegherea de noapte de multe ori,
după Sfânta Liturghie de multe ori. Bucură-te că pruncilor în boală le-ai ajutat, bucură-te că pe cei în comă la viață i-ai readus. Bucură-te că multe fracturi de oase prin minune s-au închis, bucură-te că bunile fără de leac la icoană se tămăduiesc. Marina își va petrece copilăria de acum înainte firesc alături de frații ei datorită mijlocirii Maicii Domnului. Rugăciunile pornite dintr-o inimă smerită ale unei mame au fost duse la tronul Preasfintei Treimi de către împărăteasa noastră cea prea bună, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria scârbiților și acoperitoarea necăjiților. Yeah.